Zombie Apocalypse. Hai, salutare, mai prieteni, și bine ați venit la un nou episod pe acest canal. Băi, fraților, astăzi facem un nou episod de Let's Day on Earth. Am văzut că vă place foarte mult și m-am hotărât să mai fac un episod. Episodul trecut a strâns foarte multe vizualizări și vă mulțumesc din suflet. Chiar mă bucur că vă place. Chiar dacă merge jocul așa, o să specific în toate episoadele chestia asta. Mă bucur că vă uitați chiar dacă jocul are lagul ăsta. Mulțumesc că vă place. Și vă cred că vă place cum mă joc sau ceva de genul. Bineînțeles, nu sunt eu profesionist, dar văd că mi-a spart cineva aici peretele. Și da, nu sunt profesionist, dar mă bucur că vă uitați. Bun, deci văd că au dat zombalăi, dar mi-au spart doar peretele ăsta și atât. Da, mă, ieftin. Cred că înțeleg care este faza. Eu înainte când veneau zombalăi, eu stăteam pe joc, adică nu intram aici la casă, dar mă duceam pe hartă și mai lutam și chestii din astea. Deci asta este toată faza și probabil de aia nu mi-au distrus foarte mult, că eu n-am fost deloc pe joc de data asta. Și da, hai să vedem, să lăsăm pe aici chestiile ce le-am găsit. Bun, ce am mai găsit eu off-camera? Pistol, din nou, uite câte pistoale am. Mă bazez bine pentru bunker. Asta le-am din episodul trecut, am mai găsit o canistră de benzină, asta, am mai găsit acest Sawblade Mace, bun, am mai găsit maceta, o aveam de data trecută, bun, am găsit pistoale în special, am aici lopata care o să o folosim, am mai găsit un card C, mi-a zis mulți dintre voi că ăsta este cardul de la bunkerul Charlie, vezi că am mai multe, bun, aici cupoane nu am, bun, aici, lemn, am și aici puțin lemn, am mai făcut eu, dar mai trebuie să fac mai mult și da, o să fac. Mulți dintre voi mi-ați zis de ce nu upgradez, după cum vezi mi-am upgradat pe ăsta, pe ăsta, pe ăsta și cred că și ăsta, da, și ăsta și urmează să le fac pe toate. Bun, aici ce avem? Nimic. Bun, aici, aici avem de lăsat șuruburile. Roburile sunt foarte bune și chiar merită. Bun, văd că trebuie să-l upgradez și pe ăsta să mai fac aici loc. Bun, ce mai avem de lăsat aici? Nimic. Aici lăsăm lipiciu, ața. Bun, altceva? Nu? Stai. Nu, nu. Bun, așa. Aici avem ăsta. Și cred că am uitat să închid muzica, dar nu cred că ți-ai copyright, nu? Dar o să mă duc eu încet să închid, vezi că am pe low jocul și e foarte fain. Bun, ce mai avem pe aici? Berea nu o să o beau că na, probleme cu, înțelegeți voi, un curcan. Unii dintre voi mi-a zis să las, să dau curcani la câini. Băi frate, nu dau eu curcani că aia sunt mai valoroși așa și na. Cred că aici s-a făcut și scândura. Da, hai să o punem și pe asta la cutie și mai aducem două stacuri întregi și să punem acolo. Nu știu dacă am dealer. Pe la dealer n-am fost niciodată, nu știu care-i treaba. Și radio signal. Bun, avem și la, mergem și la bunker azi și cred că o să mergem acum să vă arăt pe acolo care este treaba. Bun, hai să lăsăm aici scândura, frumos. Așa. Mâncare afară, cred că mi s-a făcut și mâncarea pe aici, da, avem asta și în buzunar am ceva, nu, mâncarea și arma asta, bineînțeles, mergem doar la buncăr să vă arăt care e treaba pe acolo cu chesturile, nu o să mă lupt astăzi sau ceva de genul, dar pe viitor, da, pe viitor, da. Bun, hai să mai luăm două stack-uri din astea și o să mă duc eu să mai fac pe off-camera când mă joc eu. Să mai fac, a, uite aici că avem beri mai multe, le punem aici. Bandajele le luăm cu astea. Bun, hai să punem lemnul și peretele ăla las că-l fac eu. Am văzut că dacă adun după jos mai dă item în plus, dacă nu stric peretele ăla din prima, cum ar fi să îi dau X, să îi dau delete și dacă mă duc la el să repar,
Înțelegeți voi care este faza. Bun, avem morcovi aici care s-au făcut, văd. Și e perfect. Dacă mai am lemn aici, o să mai pun aici câteva să se facă. Le dăm split, punem 10 și 10 le luăm cu noi. Bun. Hai să punem și scândurile. A, le-am pus deja. Și să punem și pielea la loc și să mergem. Eu văd că nu mai am papuci, dar o să merg așa deocamdată. O să-mi fac eu o armură. Am fost din nou, de data asta, am fost și o viteză. Hai să mă duc în pădurea roșie. M-am dus eu acolo. Hai să ne uităm puțin la câți ești, după aia mergem. M-am dus eu acolo în pădurea roșie. Am lootat eu pe acolo. Un loot, fraților, de cea mai bună calitate. Îl găsiți acolo. Deci, vă zic eu că este foarte bună pădurea, dar... Na, ăsta mai are 8 ore și ălaltul 15. Da. Deci e un loot foarte, foarte bun acolo. Deci n-aveți ce zice. Și m-am dus și eu acolo să lootez. Am lootat ca lumea tot pe acolo. Iar când m-am dus eu într-o parte acolo a pădurii, deodată a venit The Big ăla. Și asta este, n-am avut ce să-i fac. Vreau să zic The Big Show, dar nu e asta. Da, și a venit ăla mare pe mine, mi-a dat câteva bucăți și am dus și mai erau și niște graj după mine. Event. Bă, da. Aoleu, am uitat codul, trebuie să văd codul, că am zis că mergem până la bunker. Da, și era ăla pe mine acolo și am murit, aveam armura pe mine făcută de aia de level 2, parcă. Da, de level 2 aveam. Bineînțeles că mi-am pierdut și iteme pe craftarea celor armuri, dar îmi pare rău pentru ele totuși. Dar asta e, am mai avut eu niște armură prin chest și am luat-o pe asta pe mine. Bun, hai să mergem repede să vedem. Am văzut că am făcut un episod mai lung data trecută de 20 și ceva de minute și v-a plăcut. Uite unde e. Și mă bucur foarte mult. 22164. Deci 22164. Păcat data trecută, 22164. Da. Acum nu o să mai zic nimic pentru că mă gândesc la 22164. Bun. Mergem repede la bunker și mergem să facem și eventul. Hai repede. Vară măcar înăuntru cum este, mi-a zis mă duc în bunker și o să mergem. Hai mă, loading. Ia, ziar event. Să nu zic că e și drop acum. Mamă, ce fain e pădurea aia. Mamă, și mergem aici și mergem direct la event. Blană. 22164 era, nu? Bun, mergem la bunker. Punem codul, intrăm puțin să vedem care e treaba. Bineînțeles că s-a resetat, adică în bunker s-a resetat. S-a resetat. Și să merg eu acolo. Da, mă, și într-o zonă acolo la etajul 1 în adică la nivelul 1, la etajul 1, este un gras într-o cameră și ăla mă enervează. 22164 era, nu? Hai mă că nu l-am uitat. Țin minte foarte bine. Bun, hai să mergem. O trage pe mortul ăsta. Bun, hai să mergem aici. 22164. Bă, animația e prea blană acolo. Îmi place foarte, foarte mult. Bun. Dacă o să fie episodul tot așa de 20 de minute, sper că o să vă placă, pentru că mie îmi place să fac episoade de Let's Day și mă joc foarte mult jocul ăsta. Chiar îmi place mult. Nu știu ce m-a făcut pe mine să mă joc așa mult, dar m-a prins foarte mult jocul. Și da, e foarte fain. Abia aștept, am mai zis în episodul trecut, abia aștept eventul de iarnă. Nu știu dacă voi l-așteptați, dar eu... Nu mai pot de aștept. Ce am făcut? M-am urcat în apă. Ai de cap. Mă bucur foarte mult că o să se bage iar update. Sigur o să se bage. Și
Abia aștept să vedem ce item o să primim pe acolo. Dacă se bagă din nou brăduțul ăla cu cadouri, este foarte tare. Am văzut că anul trecut a fost un update foarte mișto, dar eu nu am jucat anul trecut SD-i de Crăciun și na, nu am, aoleu. Și nu știu care e faza. Cobor înapoi. Nu știu care e șmecheria cu eventul ăla, știu că se craftau vulpițe de lemn și chestii în astea și te duceai nu știu la ce event și primeai itemii sau nu știu ce. Asta este foarte bine, adică le cumpărai cu niște puncte pe care le făceai. Și era foarte șmecher. Dar anul ăsta sigur o să mă joc LSD-i de Crăciun și o să văd cum este. Și am văzut că mulți dintre voi vă jucați și unii dintre voi ați crescut foarte mult pe acest joc. Și nu mă așteptam să vă ridicați așa tare. Dar și s-a resetat bunker, acum putem să luăm iteme din nou. Și mergem... Nu știu. Parcă n-aș merge iar la eventul ăla cu convoiul, că na. Nu mă fascinează pe mine așa. Uite aici e grasul în partea asta. În camera asta ultima a unei cu negru. Ai murit, bă. Acolo nu intru. A, ba da, pe aici trebuie să intru. Sau? Aici era închisă. Bun, hai să vedem. Vezi voi cum e în bunker. Și aici este camera cu chesturile care mi-a zis voi. Știu, am fost și aici. Nu mi-a luat eu cine știe ce armă, da? O, pe asta o vreau, frate, direct, că e epică, ce ai? Și aici? Mamă, dar aici trebuia să vin eu cu tichet cam acasă, mă. Paoleu. Și veneam pe episod, mă, și făceam. Da, asta este acum, ce să facem? Asta e. Uite, cupon, pac, direct. Văd că racu și cu... Băieții ceilalți care v-am zis eu că mă uit pe YouTube strâng cutile alea de mizerie, cum ar fi alea de și gunoiul. Opa, am avut acolo un super draw frame. Bun, 30, eu am puține din astea și din astea câte trebuie? 25. Da, deci pe aia prima o aveam acasă și îmi pare rău că nu am luat-o. Asta este. Să-i dăm lui ăsta o bucată. Încă un cupon. Foarte bine. Hai vedem ce găsim aici. Și dacă mergem în partea aia mai în față, nu știu dacă m-aș mai duce și încolo, că... Mamă, cupon roșu. Bă, ce fain. Hai, o să mergem și aici. Aici e... Hai să mergem la gras, vine că îl găsim pe gras, pe aici, și ieșirea e pe aici, da? Ca să fiu sigur. Uite-mă că l-am făcut pe gras. Hai mă, și eu aici am venit să fac duș. Du-te bă de aici. Da, și încolo... Ia stai mă, ce era aici? Ce e punctul ăla verde? Aha, asta este duș. Da, și la etajul ăla altul nu mă duc. Hai mă, să mergem. Mergem așa de... Mergem puțin să vă arăt doar. Aud, vedeți aici e cu 3... capuri de mur, deci o să mă întorc imediat înapoi, cred. Și mergem și la event dacă avem timp, dacă nu, o să fac eu off-camera, dar aș vrea să mergem și acolo puțin. O să mergem să vă arăt. Bun. Da, deci cutia, nu știu dacă o să o deschid, cred că vin tot așa pe un episod. Dar mai bine aș strânge eu toate etichetele, dar trebuie să vin să fac bunkerul, dacă ar fi așa. Bun, aici e ieșirea, nu? Și pe aici. Așa, acolo e. A, deci acolo e... Aici nu pot. Da, aici este cu zombalăi ăia. Sau? A, nu.
Da, uitați aici, ziceam eu, zona asta. Nu știu dacă am zis pe episod, dar aici sunt niște mâini din pereți. Uite, vedeți? Da, și nu, ai acolo dacă deschid vin 400 de zombalei pe mine și nu are rost. Bun, hai să ne întoarcem. Și da, cred că episodul următor ne bazăm ca lumea și venim și ca am pistoale destule și cred că venim și facem puțin pe aici. Poate nu tot bunkerul, dar măcar un etaj, două, cam așa. Și da, o să mă bazez eu, mi-au pistoale, am și maceta aia, sunt bazat bine. Bineînțeles că nu am atașamente pe arme, dar nu contează, sunt bune și așa. Pentru levelul meu chiar sunt bune. Vedeți că am level 41. Bun, hai să plecăm de aici. Deci 20 la alea verzi, 25 la alea galbene și 30 sau câte erau la roșii. Dar măcar am mai găsit unul. Și mi-e cam frică să mă duc eu la event cu itemele astea la mine. Dar mergem, vedem care e treaba. Dacă vedem că e foarte greu, nu mai fac nimic, plec de acolo și las eventul la o parte. Dacă văd că mă descurc bine, o să... Mamă, ce m-am speriat, nu știu ce se întâmplă. Băi, faină de tot animația aia. Hai să mergem. Acolo trebuie cățel, dar n-am eu true friend. Trebuie true friend la căței. Și am înțeles că ăla e cel mai rar lucru care poate să pice pe un cățel. Și da. Nici nu m-am uitat să văd ce căței de cât am levelul la căței mei. Chiar nu m-am uitat, dar na, acum rămâne de văzut. O să mă uit eu să văd dacă am vreun cățel de level 2, pentru că știți și voi că am mulțit 2 căței atunci în episod și eu ziceam că am făcut o prostie, dar așa trebuie să se întâmple. Bun, deci într-o zi și bun, mergem și aici. Eu puteam să mă duc și acasă, cred. Dar e bine așa, las că mergem așa. Mergem rapid să vedem care e faza. Bun. Destroyed convoi. Aici, fraților, mi-am mâncat zilele acest event odată. Dar ținea mult. Atunci. Ținea câteva ore, parcă. Sau nu mai știu. Aici ține 40 de minute. Dar aici sunt niște grași de aia. Aoleu, șaormiși din aia, din nou, cum le zic eu. Dar na, asta e. Bun. O, te avem unul aici. E de 40, stai, dau una și s-a dus. Cântă Dumnezeu la cap. Nu scuipa, atâta îmi dorezi la tine. Aleu, m-a văzut ăsta. Stai, mă, parcat. Punem asta aici și asta. Ca să avem noi aici mâncărică. Aici mi se pare cel mai bun loot în zona asta. La mașina asta. Și mai este una în stânga acolo, dar acolo e un gras mereu și na, nu m-aș duce. Mamă, steel plate. Sau aluminium plate. Nu e steel plate. Am găsit un de asta. Bun, stai că mai era și aici un de asta. Nu mă văd, bă. A, și aici în stânga, o mai duc și plec, nu mai stau. Uai. Deschis dita mai cutia ca să, adică o geantă ca să iau de aia de mâncare. Mă. În fine. Și aici. Bă, dar cum a văzut mă ăsta? În fine, îi dau o bucată și încă una și gata. Hai că e bun, vezi grasul? Aici mai iau și plec, nu mai stau. Iron plate. Bă, și iron plate-urile sunt bune. Sunt chiar foarte, foarte bune. Uite aici un gras. Mamă, vine unul. Bă, dar tu cât nu mai mori, mă? Mor, du-te în pana mea de aici. Am și acolo o cutie. Dar e un gras, bă. Da, o lăsăm baltă, plecăm.
Am găsit măcar două plate-uri și e bine. Da, băi fraților, sper că vi s-a părut interesant episodul de azi. Am fost și la eventul ăsta puțin, am luptat pe acolo, am găsit loot blană și e foarte șmecher. Am fost și în bunker să vă arăt. V-am zis, o să mergem, cred că, în bunker data viitoare, nu știu, să vedem. Nu vă promit nimic, doar vă spun așa. Probabil o să mergem, o să facem blană acolo, iar e event. Am că nu închidem, dacă tot e drum, unii drop-ul. Bun, mergem până acasă. Unii casa, până aici. Nu știu cât îmi ia până acolo, dar mergem repede acasă, lăsăm. Hai că mergem și la drop, dacă tot suntem pe episod aici, nu mai... Chiar dacă iese episodul mai lung, nu contează. Eu vreau să fac un episod cât mai șmecher. La ales de este imposibil fața, o să faci un episod scurt, mai scurt de 10 minute, pentru că în 10 minute nu ai ce să faci în jocul ăsta. Aici durează destul de mult să faci o pădure, să te duci să și lutezi, durează destul, dacă te duci la un event, durează și acolo, deci... Na. Bă, hai să mergem repede, să lăsăm tot. Și plecăm rapid. Hai, rapid. Acolo mergem direct la drop, îl luăm și plecăm, nu mai stau eu să mă lupt cu zombalăi, cu astea, dar dacă sunt câțiva prin jurul... Bun, și pe aici nu mi-am mai upgradat nimic momentan, dar cu poane aici. Vedeți, am 22 acum. Aici nu mai am lăsat de lăsat nimic. Aici, ce avem de lăsat? Nimic. Lăsăm repede și aici, dacă avem ceva, n-avem. Aici. Aici avem de lăsat asta, plate-ul ăsta, ăsta cred că o să leau să-l pun pe afară, că am uitat să pun cupon roșu, punem și plate-ul ăsta aici, becurile sunt în alt chest. Bun, hai să vedem aici să punem cuponul roșu, cuponul roșu aici, bun, dincolo, aici, avem de lăsat rulminții ăștia. Șuruburi n-am mai găsit, cheile erau, cred că, uite, aici sunt cheile. Bun, sfoara, becurile sunt într-un chest, ăsta mai important, am văzut că le-am ținut. Asta așa, e aici. Medikitul trebuia să-l las. A... Nu mai țin minte unde am lăsat, uite-le aici, becurile așa. Lăsăm și medikitul. Astea sunt importante pentru mine. O mâncare aici. A, dar uite cam aici, pac. Și punem gardul ăla undeva pe aici. Îl punem random de data asta, că n-am timp acum. Și eu aici nu pot. Să mă încurce pe mine, dar n-am avut loc și nu știu de ce l-am craftat, am zis că sunt ieftine, dar am craftat unul și am văzut că sunt cam scumpe de craftat pentru mine de atunci când l-am făcut. Mă scuzați, fraților, dar m-am tușit și eu puțin. Bun, deci da, cred că o să fie destul de lung episodul ăsta, dar pentru voi nu contează dacă vă uitați. Perfect, hai mă, hai să vedem. Bă, ține o oră, dar nu știu de ce țin dropurile o oră, că am văzut că mereu țin. Probabil dacă vrei să distrugi tot. Și am găsit aseară un drop când am filmat eu, adică când am jucat, nu când am filmat. Când am jucat eu, am găsit un drop și am găsit și un player pe acolo și l-am omorât și pe el. Era să mă omoare, am ieșit repede după zonă, am ieșit aici pe hartă, mi-am dat heal și m-am dus repede la el. Și l-am făcut. Bineînțeles, era mai baza ca mine, dar a fost cam pârlit omul. Și după care am mai fost nu știu unde pe hartă și am găsit un player cu tot acolo, cred că tot la drop. Era player cu armă, trăgea cu pistolul și am fugit repede. Bun, hai să mergem repede. Știu sigur că drop-ul e pe aici, pe hotel aici.
și a venit și Johnny aici. Ăștia care scuipă, flăcări. Oricum ăla mă vede sigur. Bă, da, unde mi-e weapon-ul? Dacă mergeam mai în față, direct grasul pe mine. Câteodată dispare banda aia de... Dau take și am plecat, tati, nu mai. Mamă, blueprint, haide! Fugi, tati, nu mai sta. Bandaje, spray-uri, cupoane, machetă, mamă ce șmecher loot în drop-ul ăsta. Bun, fraților, cam ăsta a fost episodul, v-am arătat și ce am găsit în drop. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, uitați, lăsați un like, să vă abonați, să dați și un share, că mă ajută foarte, foarte mult chiar. Și să vă ceți dați un subscribe și la canalul din descriere, aveți canalul secundar acolo. Și aveți și browser Brave, dacă vreți să intrați și voi acolo, vedeți care e treaba și să faceți bani gratis. Știți că am făcut și pe canal un tutorial cum să faceți chestia asta, este foarte ușor chiar și chiar v-aș ruga să vă duceți și voi acolo, să apăsați pe linkul ăla și să dați și un follow pe Instagram, un join pe Discord și da, până data viitoare, să aveți o zi superbă, pa, pa!